Aș vrea să discutăm și despre dacă aveți planuri, nu știu, de o fuziune cu un alt partid. Ați văzut, s-au tot anunțat partide în ultima vreme, doamna Viorica Dăncilă, de exemplu, și-a făcut partid. Ce părere aveți? N-am nicio părere, nu știu dacă ce părere să Ați fuziona cu partidul doamnei Viorica Dăncilă? Nu. Deci, noi am anunțat în astea 7 luni de când existăm că foarte mulți oameni, nu lideri, de la ALDE, Pro-România, Noua Dreaptă și așa mai departe, au intrat la noi, din PSD, din PNL, din formațiuni, de exemplu, am luat o structură foarte importantă din vechiul PRM. Și mă mândresc pentru că ăștia sunt chiar patrioți adevărați, adică sunt niște oameni senzație, oamenii ăștia. Senzație. Și foarte multe cadre militare, oameni care și-au servit țara de-a lungul timpului, inclusiv pe șantierele socialiste, adică și acolo au fost cu risc. Sunt oameni care provin din zona asta de patriotism, oameni care au depus jurământul în anumite instituții, mai ales cei care au fost în armată. Dar sunt foarte mulți tineri. Foarte mulți tineri și am tot publicat, am văzut filme și fotografii și virale cu oameni tineri, cu fete tinere superbe, frumoase, deștepte, care conduc astea de tineret și la nivel central și la nivel de județe. Deci am fost și am chemat, ușile au fost deschise. Nu prea am primit lideri, pentru că liderii de obicei s-au cam preumblat dintr-un partid în altul și cam tot făcut jocuri. Am preferat Și să vor nu. și funcții de regulă, că Așa. liderii. De aceea, când au ieșit în presă publică Dragnea și Codrin Ștefănescu destructurează aurul, nici măcar n-am răspuns. Că nu m-au pus să destructureze aurul să plece parlamentar, dovadă că din parlamentarii care au plecat n-am primit. Și știți foarte bine, cel puțin declarații oficiale de presă, oameni care și-au anunțat intenția de a veni, au spus la unii nu. Cu unii stăm încă în rezervă și analizăm. De la aur. De la aur. Ce vă reține să-i Mă acceptați pe rețin cei foarte de multe la. lucruri, inclusiv la PSD. Nu, la aur mă refer. La aur, de ce? Ce vă reține să-i acceptați în partid? Mă reține lipsa de doctrină și de faptul că unii dintre cei care acum se dau patrioți au fost în hashtag rezist în Piața Victoriei cu luminițe la telefoane Deci am și, man schimbat doar sacul, da, și să manifestau înțeleg. la toate aberațiile. Pentru care unii din mișcarea hashtag și-au cerut scuze public. De exemplu, lumea a învățat după 2 ani de zile că ordonanța 114 nu era pentru Dragnea să scape de la pușcărie, ci era pentru plafonarea prețului la gaze și la energie. Mulți după 2 ani de zile au înțeles că referendum pentru familie nu era ca să-i nu intre Dragnea la pușcărie, ci era ca să avem familia tradițională strămoșească, cum spune Biserica Ortodoxă. Adică familie formată din bărbat, din femeie și copiilor și socri. Evident. Nu părinte 1, nu părinte 2. Nu doi părinți de același sex care iau de la casa de copii niște copii să-i crească. Chestii cu care noi ne-am opus și ne opunem permanent. Că noi suntem tradiționaliști. Deci asta a fost referent. De-abia acum înțeleg. De-aia interviul pe care a avut Liviu Dragnea, inclusiv cu cei din zona hashtag rezist, au fost cu dragă Liviu, ne cerem scuze. Virale care sunt pe TikTok, cu dragă Liviu, iartă-ne. Eu iartă-mă pe mine că sunt prost, că n-am votat și pe ăsta, pe prietenul meu, e prost că a votat cu ăștia și a și susținut. Și el face parte din Horeca și a dat faliment, eu fac parte din oamenii de afaceri, nu știu, a dat faliment. Dar din zona Că USR pe ați vremea ta, îi acceptat un spun ăștia partid? Liviule și Codrine, noi vă înjuram, dar legile erau bune, eram protejați, tot ce era românesc era 51% marfă la raft și trebuia să-mi cumpere multinaționala. Aveam bani de subvenții, bani de benzină, bani de motorină, bani de utilaje, bani de seră, bani de călzire, bani de transport, aveam tot ce ne trebuie. Și totuși vă înjuram. E, acum i-am votat pe ceilalți, pe voi vă înjuram și ea pe care am votat l-au tăiat. Sera, benzina, motorina, fondul mutual de garanții, tot! Ne-au tăiat tot, 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 sunt la stat pe de lemn. Și atunci normal că interviul a început cu Dragnea și cu mine, iartă-ne mă! Uite, în fața electoratului nostru, hashtag rezist, pe care noi am manipulat, vă spunem și noi. Când am avut săptămâna trecută ședințele cu primele 20 de județe, au fost organizații județene care mi-au venit cu niște tineri suplimentari. Și am spus, domnule, vreți să vă prezentăm domnul Dragnea, domnul Codrin? Uite, dânsul se ocupă e vicepreședintele nostru pe online. Ăsta se ocupă de tineret. Ăsta se ocupă de nu știu ce. Ia, vreau să vă spun aici. Și spun, domnule, am fost pe mișcarea asta, hashtag rezist.
iertați-ne. Deci am fost manipulați, am fost varză. Și noi băieți cu școală, cu facultate, cu nu ce, lideri acolo pe la studenți, domne, nu știu cum dracu, ne-au stricat la cap. Iertați-ne, noi acum suntem cu voi până în pânzele albe și am simțit că tot ce s-a întâmplat a fost de fapt pentru predarea României la cheie. Voi este singura speranță și cu asta vreau să termin, cu asta am început. Nu mai există partide de stânga și de dreapta. Este o pleiadă de partide ale lui, este PNL-ului, PSD-ului, UDMR-ului, USR-ului, că tot i-a schimbat la PNL, al treilea președinte în 6 luni de zile. Orban, Câțu, Ciucă. Și o să mai urmeze. Deci toate aceste partide care se închină, se închină permanent. Ce? Care comanda? Păi reconstruim Ucraina, reconstruim Ucraina. Bă, dar România când o reconstruiți? Bă, mă înțeles, mergeți, încercăm de deci mergeți acolo ca niște penibili și spuneți lui Zelenski, vom reconstrui Ucraina. Păi la dacă era în Zelenski, dăm afară. Plecați, mă, papagalilor de aici. Că vă știu fișa. Voi în România de 2 ani, nu mai ați distrus, n-ați construit nimic. Doamne ferește să veniți la mine să reconstruiți ceva. Adică voi n-ați fost în stare să reconstruiți, bă, o lege. Nimic. Ați anulat tot ce a făcut Dragnea cu echipa lui pe vremuri, ați afundat țara în cea mai cumplită sărăcie, cu cel mai imense prețul la absolut orice și veniți să-mi spuneți bine că reconstruiți. Păi, poporul vede lucrurile astea. Deci avem niște sclavi, niște slugi a unui sistem globalist pe partea asta și un singur partid românesc, Careața pentru Partea, pe partea asta. Lucrurile peste 2 ani jumate vor fi tranșate foarte simplu. Dacă nu reușim să ajungem la guvernare și să recuperăm țara, după 2 ani jumate putem să ne luăm adio. Oricum, suntem la începutul nenorocilor care vin. Acum câteva zile și spuneam la telefon, spuneam săptămâna trecută, când m-ai sunat cu o zi înainte și se domnul Vasilescu de la Banca Națională a ieșit la televizor și a explicat în 5 minute ceea ce guvernul omite și ascunde de 3 luni de zile. Crezi, păi, bă, români, inflația nu e finală, suntem la început. Va depăși 11, 7, 11, 8 ca popa. La sfârșitul august, începutul lui septembrie. Roborul, 5, 16, e la început. Eu vă roborul până la 8,7, 9,1. Deci, se vor dubla ratele, care oricum sunt duble față de anul trecut, deci și de 3 ori față de perioada lui Dragnea. Da? Și mai grea pe umerii românilor. Deci le-a spus-o Vasilescu. Deci asta este tendința economică, pentru că asta este guvernul. Da? Vor crește prețul la alimentele numai de bază, la absolut tot. Vor crește prețurile la toate celelalte alimente, la medicamente și va crește mai departe benzina și motorina, vor crește transportul, va crește transportul, dacă crește transportul cresc toate în cascadă, deci suntem la început. Ce spune Vasilescu de la BNR, care e un profesionist? Eu sper, zice, sfârșitul septembrie, să începe să ajungem pe maximul răului posibil și să ne reglăm, să rămânem măcar așa pe linia asta o perioadă și pe ușor, ușor să dăm în jos. Dar nu spune pe termen scurt. Ori guvernul ascunde lucrul ăsta. Iar românii văd în fiecare zi, când duci la piață sau la magazin să cumperi ceva, vezi că azi e mai scump cu puțin decât ieri. Mâine e mai scump decât azi. Și mai scump cu mai mult decât alaltă ieri. În fiecare zi. Iar guvernul vine cu nicio explicație. Păi noi eram înjurați dând explicații la fiecare 5 minute. Țineți minte pe vremea aia, când erau conferințe de presă mixte la guvern și la Chiselef. Chemam miniștri împreună cu mine, cu Liviu Dragnea, să explicăm inclusiv la tablă ce și cum. Astăzi mai comunică nimeni. Mie îmi place foarte mult și la fiecare interviu când mă duc inclusiv la tine trebuie să amintesc. Să râdă voi de presă. Pentru că voi sunteți a patra putere în stat. Eu vă consider prima putere în stat. Adică voi sunteți puterea care reprezentați populația, cetățenii românii și din partea lor luați niște întrebări și te teme și le puneți guvernului. Pe vremea mea și a lui Dragnea ne urechează că nu răspundem într-o oră. Voi puneți de 6 luni întrebarea guvernului, inclusiv cei de la PS News, ca și cei de la ProTV, de la Antenă, de la RTV, de la Mediafax, toți jariștii mari. Băi, guvernul, explică-ne nouă presă, ca să explicăm și noi poporul român, unde sunt cele 55 de miliarde de euro împrumutate în numele nostru, al copiilor noștri și al nepoților noștri, că ca să plătim banii ăștia trebuie cam două generații. Unde sunt banii? Că bani de pensii să le majorați pe legea dată de Dragnea și de echipa lui pe vremuri, n-aveți. Legi să majorați salariile la cei din structurile de stat, nu aveți. Legi, bani pentru subvenții la copii, nu aveți. Bani ca să faceți, să zugrăviți spitale, că le-am făcut noi, n-aveți. Bani pentru șosele, drumuri, trenuri, nu aveți.
bani pentru sindicate nu aveți, bani pentru medici nu aveți, 4 lei pe zi. Și voi puneți întrebarea, guvernule de coaliție PSD-PNL, unde sunt banii? De 6 luni râd cu lacrimi. Bine, râd. În autostrăzi. Râd, adică știi cum e, ca povestea românească, cu un ochi râzi, cu un ochi plângi. Nu vă răspund la această întrebare. A fost săptămâna trecută forumul marilor oameni de afaceri români, câți au mai rămas. Forumul economic, inclusiv în forumele mixte. Au fost cei din Horeca, au fost industriașii, au fost micii producători, au fost cei din agricultură, care în numele patronatelor lor, oameni care dau încă locuri de muncă, au pus aceeași întrebare guvernului. Bă, unde sunt banii? Că mie subvenția la motorină nu-mi dai. Anul trecut am aruncat pe câmp și pepenii și legumele și fructele și mai departe, în schimb în toate multinaționale magazine sunt numai produse străine făcute prin bureți, prin știu ce țări. Am luat pepeni din Venezuela, iar noi ne aruncăm pepenii pe anul trecut în toamnă, am aruncat pe câmp. Au rugat să vină să ia gratis. Veniți, luați pentru casele de orfani, pentru casele de bătrâni, pentru cei amărâți, luați-i gratis și măcar asta supă guvernul. Am auzit de la domnul Orban, până să plece din prim-ministru să vină Câțu, că s-au dat în gât și Câțu și Orban, că fondul mutual format între Ministerul Agriculturii, Secretarul General Guvernului, care asigura tot exportul nostru, tu dacă aveai, de exemplu, 1000 de oi să le vinzi în Arabia, fondul s-a garantat că marfa ajunge la destinație și dacă scufundă vaporul, primești banii. Ca să îți dea țeapă vreun furnizor din străinătate. Ăsta era fondul românesc. La fondul românesc veneau și acum accesau toate casele de asigurări internaționale, pentru că era singurul fond asigurat de către guvern, de către stat. L-au închis. Vine Orban cu Câțu, spune ce le-am folosit banii pentru izolete și pentru în timpul pandemiei. Da. Păi cum, mă? Păi, producătorul român vrea să-și trimită marfa la export, din banii ăia și cumpără utilaje cu care produce și mai mult și face mai multe locuri de muncă în România. Cum să-i folosiți fondul făcut de noi să vă luați izolete și nu știu ce vaccinuri de care am înțeles că 3 sfaturile ați uncat că au expirat? Adică ce e în capul vostru? Nu răspunde nimeni. Toate astea se petrec în România și atunci când pui întrebarea cam cum văd românii situația, uite-te foarte bine la orice pagina noastră din fiecare județ. Acolo sunt mii și mii de mesaje în fiecare zi cu ceea ce gândesc oamenii din toate zonele, din toate structurile sociale.